O să le scârție atât la București cât și în Timiș. Nu scârție nici la București, dar mai ales la Timiș, nu scârție. N-am emoții. Acest zvon de scârțeală sau de distrugere a USL o strategie a puterii? Știți ce se întâmplă? Au speculat foarte bine o anumită discuție pe care noi am avut-o în cadrul USL și am fost la originea acestei discuții, evident lucrul ăsta, au speculat foarte bine, dar de aici, de la acea discuție și până la ruperea USL, e un mare, un mare pas și care nu se va face niciodată. Uniunea Social Liberală are un obiectiv foarte clar și sunt convins că și-l va atinge, acela de a înlătura PDL de la guvernare în 2012. Toate partidele, și PSD, și PNL, și PC, au înțeles în momentul de față că principalul obiectiv nu este să creștem fiecare partid, să maximizăm șansele noastre, ci să înlăturăm Partidul Democrat Liberal de la putere pentru a putea după aceea să salvăm ceea ce noi numim democrație și cred că și oamenii sunt bucuroși în momentul în care pot să se manifeste și după 2012, vor fi bucuroși, se manifeste în mod democratic. Altfel, dacă nu vom înțelege acest obiectiv și vom avea sincope, după 2012 probabil că nu mai vorbim nici de procentele care le avem astăzi la partidele din care facem parte. Ce vreau să spun, eu sunt conștient că suma procentelor pe care le avem, în momentul în care am făcut această uniune, poate nu este aceeași. Poate este mai mică. Ne interesează mai puțin. Pe noi ne interesează să câștigăm alegerile, să avem peste 50%, cu toate că sondajele de acum ne dau undeva peste 60%, ca să putem să înăturăm guvernarea. După care, sigur că ne ocupăm și de partidele noastre. Revenind în Timiș, aici va fi o luptă grea pentru primărie. USL este pregătit? Eu cred că este pregătit. Astăzi vom discuta și strategia pe care o vom adopta pentru anul 2012. Așa cum ieri am primit asigurări de la PSD și PNL din arată că vor susține cu toată fermitatea și cu tot efectivul de partid candidatura domnului Gavril Popescu din partea Partidului Conservator la primăria municipiului Arad și astăzi vreau să dau asigurări colegilor de la PSD și PNL că Partidul Conservator va sprijini cu tot ce poate candidaturile la Consiliul Județean și Primărie. În ceea ce privește candidații, doamna Grapini, era o propunere foarte solidă pentru primărie. Acum USL l-a ales pe domnul Rău. Există posibilitatea ca pe buletinul de vot mișorenii să o regăsească și pe doamna Grapini și candidatul sau Partidul Social Democrat să susțină candidatul liberal? Eu sunt un om de cuvânt, sunt un om de cuvânt și am spus că dacă așa am convenit în cadrul Uniunii Social Liberale, așa vom respecta. N-am venit cu nicio solicitare de a schimba, de a modifica, cu toate că vă mărturisesc că am un regret că doamna Grapini nu poate candida la primăria municipiului Timișoara, pentru că am văzut și astăzi venind spre sediu foarte mulți oameni care îi cereau practic acest lucru. Dar, repet, cuvântul dat se respectă la Partidul Conservator și vom face tot posibilul ca domnul Robu să câștige primăria. Democrații liberalii timișeni spun că oricum candidaturile se vor schimba până la anul viitor. Da, e campania aceasta de diversiune pe care o practică și la nivel județean, nu numai la nivel național. Probabil că învață de la nivel central ce se spune, se trimit acele mesaje zilnice, de cele mai multe ori cu cuvinte jignitoare. E problema lor. Eu nu mai stau de mult să ascult ceea ce spun anumiți oameni de la PDL pentru că nu mai au credibilitate.